Deci, salutare, dragi prieteni! Azi nu mă fac antrenament niciun sport pentru că am răcit foarte tare, mă doare foarte tare gâtul și am decis să arăt că să vă demonstrez cum să mănânci sănătos și cum să crește masa musculară. Deci, priviți! Deci, hai să începem cu cel mai important. Cel mai important este la noi carnea. Pentru că noi avem nevoie de proteină, carne, pentru că o poți pune în orice mâncare. Avem aici piept de pui, cum vedeți. Hai, prieteni, să trecem deci la paste. De ce am ales pastele acestea negre? Pentru că ele au cele mai multe la o proteină și acestea sunt cele mai naturale. Și gustul meu e cel mai bun și... Cea mai tare mă ampălesc pentru că ele au multe proteine. Deja Crișca este clar că avem nevoie de așa ceva. Crișca putem să punem pe de pui și asta e. Deci orez tot aceeași. Este foarte important orez. Mereu să mâncăm. Iată, fulgivăz. Acestea care eu pot să 500 de grame. Îmi place pentru că sunt foarte bune. Se pot dar o apă fiertă de tăpăș și e mâncat. De sigur, arată, e pus câte 30 grame. Acum, și se pus arachidul, o banană și aia e în dejun ca la un campion. Ouăle, de sigur. Dacă aveți ouă de casă, este foarte bine. Ouăle de casă sunt foarte bune, cele mai bune. Ouăle, faci omletă. Dimineața foarte merge, dimineața sunt foarte bune, ouăle în primul rând sunt foarte ok. Și da, tocmai să nu uit, cine dorește sau sunt fanați sau la dulce, adică dulce, adică trebuie cât mai puțin de consumat. Iată, de exemplu, nu puteți să ceai, trebuie mai decât, adică nu puteți fără ceva biscuiți. E ca așa biscuiți, de exemplu așa biscuiți. Biscuiți acestea sunt fulgi de ovăz și nu dulci. Fulgi de ovăz sunt foarte buni, după părerea mea. Și la ceai merg foarte ok. Deci, sfatul meu să cumpărați fulgi de ovăz. Eu cred că produsele acestea sunt necesare și sunt sănătoase.